Sezonul estival în comuna Slatina a adus cu sine un calendar bogat în evenimente pline de culoare, tradiție și viață. O manifestare deosebit de așteptată a fost reprezentată de Zilele Comunei Slatina, care a transformat localitatea într-un adevărat loc de sărbătoare. Cu un program amplu și variat, aceste zile au fost marcate de distracție, tradiție și cultură. Ziua de duminică a debutat cu un moment special, în cadrul căruia primarul Vlăduț German a adresat un cuvânt călduros comunității, urându-le localnicilor distracție plăcută și momente de bucurie în cadrul evenimentelor pregătite. În discursul său, primarul a subliniat importanța zilelor comunei și și-a reafirmat angajamentul față de dezvoltarea și prosperitatea localității. Vreau să spun că aceste lucruri pe care le vedeți aici astăzi nu ar fi fost posibile fără a avea niște implicați. Și acești implicați sunt, ca întotdeauna, Consiliul Local, care din 2016 și până în prezent a răspuns prezent la orice hotărâre a mea, acești prieteni minunați care întotdeauna mi-au fost alături, întotdeauna, și când spun întotdeauna, îi vedeți și astăzi, sunt aici, și orice problemă am avut-o, nu personal, a avut problemă Slatina, tot timpul prin ei am găsit rezolvare la aproape tot. Vreau să mulțumesc totodată și echipei din primăria Slatina. Le spun colegilor mei, pentru că noi suntem o echipă și suntem colegi. Deci eu nu sunt superior și ei sunt subalterni, noi suntem colegi, lucrăm pentru bunăstarea dumneavoastră. Vreau să mulțumesc cadrelor didactice, care și în acest an și-au făcut treaba și ne-au adus copii cu medalii, copii cu rezultate foarte bune. În acest an primăria și Consiliul Local a trimis în tabără aproximativ 40 de elevi. Tot datorită Consiliului Local și în acest an am reușit să vă aduc un moment de bunăstare. Evenimentul a continuat cu discursurile invitaților de seamă, oficialități județene și primari din localitățile învecinate, care s-au succedat pe scenă pentru a aduce gânduri bune și urări de sărbătoare localnicilor. Printre acești oaspeți de onoare s-au numărat deputatul Gheorghe Șoldan, subprefectul Florin Sinescu, deputatul Mirela Adomnicăi și primari din localitățile învecinate. Chiar mă gândeam în timp ce l-ascultam pe domnul primar că este, cred că, a 7-a, 8-a oară de când vin la Slatina, la Zilele Comunei, și văd că de la an la an este tot mai multă lume, ceea ce înseamnă că evenimentul este bine organizat și vă dă motiv să reveniți în fiecare an. Pe de altă parte, domnul primar a lăsat așa un suspans, a zis că n-a dormit azi noapte, fiindcă are mai multe idei pentru anul următor, deci iată încă un motiv în plus să veniți la anul să vedeți care sunt ideile domnului primar pentru 2024 la Zilele Comunei Slatina. Eu cred că cele mai multe aplauze le merită primarul nostru Vlăduț. Domnul primar, felicitări pentru tot ceea ce faceți în comunitatea dumneavoastră. Ați făcut lucruri bune pentru comuna noastră și nu vă ascund faptul că vin destul de des la mănăstire și vă spun ceva ce n-am spus-o de foarte multe ori. Preotul, părintele meu duhovnic, până acum un an slujea aici la noastră la mănăstire și veneam destul de des și vedeam exact toate schimbările care le-a făcut Vlăduț în comun. Vlăduț, așa cum a spus și doamna deputat Mirela Adomnicăi, a schimbat la față această comună, fiindcă mi-aduc aminte în 2016 când vorbeam cu el și nu era multă lume care credea în reușita lui atunci și mi-aduc aminte ce își dorea să facă pentru comunitate. Și a făcut acele lucruri, chiar și-a depășit promisiunile, a investit în școli, a renovat școlile, a renovat drumurile, a betonat drumurile, apă, canalizare la Slatina și multe alte investiții care au loc în comunitatea dumneavoastră. Suntem într-adevăr prieteni domnului primar, prieteni dumneavoastră, pentru că, așa cum spunea domnia sa, suntem alături și la bine și la rău, iar astăzi, iată o zi de bine, o zi frumoasă în care sperăm să vă bucurați de momente inedite.
care autoritatea locală le-a pregătit, primarul Vlăduț, împreună cu colegii domniei sale. Oameni buni, eu vă spun doar atât, toți să fiți sănătoși, să aveți o zi frumoasă, o zi în care sperăm să nu plouă, chiar dacă e cod portocaliu de după amiază, dar sperăm să treacă aceste evenimente pe lângă Comuna Slatina, pentru că, într-adevăr, avem o vară frumoasă în continuare și vă urez numai bine. Multă sănătate, petrecere frumoasă! Bună ziua, dragi slătinei! Oameni faini la suflet și la bord, vin de la Baia cu cele mai frumoase și călduroase urări de bine. Să aveți multă sănătate în această zi sfântă, să ne rugăm la bunul Dumnezeu, să avem liniște și să trăim în pace. Să știți că noi primarii pentru aceste evenimente avem nevoie de foarte multă energie, de foarte mult ajutor și de foarte multe ori suntem chiar discutați din cauza acestor evenimente. Dar eu îi mulțumesc lui domnul primar pentru toate realizările de la dumneavoastră din comună, îl felicit și nu în ultimul rând îl felicit pentru acest eveniment. Bună ziua și bine v-am găsit, domnule primar. Îți mulțumesc din suflet pentru invitația pe care mi-ai acordat-o și anul acesta, deși recunosc că am mai fost invitat, dar din binecuvântate pricini nu am putut să vin, dar astăzi, pe drum, aici, la dumneavoastră, în localitate, am văzut eforturile domnului primar concretizate în investiții foarte, foarte frumoase. Am văzut o localitate curată, am văzut o localitate cu oameni frumoși, cu locuințe, cu gospodării, așa cum își rade bine unei localități din zona de munte. Felicitări, domnule primar, pentru tot ceea ce reușiți să realizați aici în localitate. Am auzit multe despre dumneavoastră, dar astăzi am văzut cu ochii mei. Și te felicit și mult succes în continuare! Duminică, hramul comunei Slatina a adus o dimineață de rugăciune și solemnitate la mănăstirea Slatina. După momentele religioase, programul s-a transformat într-o explozie de muzică și tradiție. Pe scenă au urcat artiști consacrați precum Aurel Tămaș și Laura Lavric, care i-au încântat pe cei prezenți cu interpretările lor remarcabile. Alături de ei, artiști precum Cornelia Ștefan, Adriana Bucevski, Amalia Pădurean, Daria Cojocariu și Andreea Ungureanu au completat atmosfera festivă. Invitații speciali nu au lipsit din acest eveniment, cu Gabi Nistor și Mariana Făget, alături de formația Montana Band, au adus energie și ritm în seara de sărbătoare. Nu în ultimul rând, ansamblul Izvor de Slatină, coordonat de profesoara Oana Șorodoc și alcătuit din tineri talentați din Găinești, a încântat publicul cu dansuri și prestații de excepție. Noi
vreau de fac să mor, și am ochii verzășori. Dacă vreau de fac să mor, mă! Să petrecem împreună, hai din urmă.